Polițiștii constanțeni au descoperit în două autoutilitare aflate pe raza localității Eforie Nord tone de petarde, de baterii de artificii și lansatoare de rachete luminoase. Aceste artificii pe care le vedeți în mâinile noastre, dacă ar fi ajuns la persoane neautorizate, cum de altfel au fost destule cazuri în țară, nu au de ce să ajungă pe mâna persoanelor neautorizate. Aceste artificii pe care le vedeți fac parte din categoria 1, 2, 3 și 4, care sunt interzise publicului larg. Trebuie autorizații speciale, atât din partea ISU, atât din partea ITM și a Poliției Constanța. Materialul pirotehnic plecase din Polonia, a trecut granița în Republica Moldova, iar Constanța era destinația finală. Polițiștii constanțeni împreună cu cei ai Direcției Operațiuni Speciale au confiscat peste 3700 de kilograme de articole pirotehnice deținute ilegal. Persoanele în cauză au fost depistate în localitatea Eforie Nord, în timp ce încercau să transfere mai multe cutii cu materiale pirotehnice dintr-o autoutilitară în alta. Articolele pirotehnice au fost confiscate, iar 4 persoane au fost reținute și duse la audieri. Aceștia sunt cercetați pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului materialelor explozive.